a luat sfârșit. Cele din urmă, Maria Barfede, alături de Alex Băsescu, unde va împărtăși din talentul ei, va interpreta melodia Snow Clouds. There's no way that I can leave, so I don't leave. Turn my bitterness to sweet.
În cadrul probei cu numărul 3 în concurs, concurenților li se vor testa abilitățile de a face față unor provocări noi și inedite. Cred că vă întrebați care este această probă. Proba surpriză! Cheia de a trece peste această probă cu brio este spontaneitatea. Acestea fiind spuse, invităm echipele în scenă. Echipa cu numărul 1, formată din Teodora Pălie și Răzvan Mocanu. Echipa cu numărul 2, formată din Smaranda Ciupilan și Călina. Mulțumesc!
pare rău. Următorul concurent, Bobocul cu numărul 2, Călin Turcu. Spune ce număr ai? 1. 1. Ce concurent are numărul 1? 2 concurenți au extras un bilet pe care este scrisă cifra 1, Ruxandra Zaharia și Călin Turcu. Ei vor dansa împreună limbo, legați de spate. Rugăm juriul să-i puncteze separat cu note de la 1 la 5 în funcție de calitatea dansului. Vă mulțumim! Haideți, bobocilor! Rugăm jurul să-i punteze separat. Proba 6.
liftul cu bomboane. În această probă, concurentul, cu ajutorul unui lift confecționat din două creioane și o sfoară, trebuie să-și ducă trei bomboane la gură. Sforile vor fi așezate pe după urechile concurentului, iar el, trăgând din ambele părți, concomitent, trebuie să ducă la bun sfârșit cerința. Mult succes, Andrei!
proba cu numărul 4. În această probă, concurentul va avea legată de spate o cutie de șervețele goală, în care se află, ar trebui 7, dar sunt 5 mici de ping-pong. Folosindu-și doar mișcările corpului, el trebuie să scoată toate cele 5 mici în 60 de secunde. Concurenta se numește Teodora Iogă, să o încurajăm! Poți să dai jos tocurile dacă te deranjează. Poți să sari ca să le dai jos. Concurentul cu numărul 6, Tudor Șapcă. Spune-mi, te rog, ce număr ai? 11. Proba cu numărul 11, creativitate. În această probă, concurentul trebuie să construiască un text folosind 5 cuvinte. Câte un punct pentru fiecare cuvânt folosit, în care se descrie cum este viața de boboc la Colegiul Național cu Zavadă. Cuvintele: telefon, copiat, profesor, absențe, vadă. Într-o zi, eram la liceu și nu mi-a copiat tema. Fiind în frică de profesor, am dat un telefon mamei și am amăgit-o cu o absență și a spus că na, e la modă. Nu, mai este reprezentantul echipei 7, Bogdan Matei, poftim care... Spune-mi, te rog, ce probă ai. Proba nouă. În această probă, concurentul trebuie să deplaseze un biscuit de la frunte spre gură, folosindu-și doar mușchii faciali. Are dreptul la 3 încercări. Proba se repetă. Să-l încurajăm pe Bogdan Maftei! Mai ai două încercări! Nu te grăbi! Din ambreiaj, din ambreiaj! Rugăm concurenții să părăsească scena în ordinea în care au intrat. Echipa...
I'm not afraid.
Întâi răspunsul și apoi întrebarea. Și eu zic să citească ea mai întâi întrebarea și după să dea răspunsul. Știi răspunsul? Litera P. Ce se deschide când începe ploaia? Răspunsul este umbrela. Greșit. Răspuns greșit. Întrebarea este: care este cea mai mare planetă din sistemul nostru solar? Jupiter. Răspunsul tău? Toate lunile. Întrebarea era, câte luni au 29 de zile? Răspuns greșit. Răspuns corect. De la... Hai că te încurajăm! Răspunsul meu este roșiile. Răspunsul este greșit. Întrebarea era, cum se spune corect? Până de vulpe la pălărie? Sortimentul de pizza numit Margherita conține trei alimente principale, fiecare sugerând una dintre culorile aflate pe draperul Italiei. Două dintre ele sunt brânza și oregano. Care este cel de-al treilea? Răspunsul este corect! Vă rugăm să ne scuzați și prezentatorii au emoții! Răspunsul tău? Întrebarea numărul 6. Câte stele se află pe steagul Uniunii Europene? Răspunsul este greșit. Răspuns corect. 12. Răspunsul tău? Întrebarea cu numărul 4. Este ilegal în România ca un bărbat să se soare cu sora vădovei sale? Răspuns corect. Bărbatul este mort, deci nu are cum să se însoare. Cobomul echipei cu numărul 2, Călin Turcu. Te rog prima oară să citești biletul de culoare albastră, care este biletul de cultură generală. Numărul, te rog. 14. Îți vă lăsa timp să gândești? Să te gândești. Gata? Mona Lisa. Răspunsul este corect!
Ce tablou celebru al lui Leonardo da Vinci se află la Muzeul Louvre din Paris? Mona Lisa. Acum biletul de culoare galbenă, numărul 3. Gata? Răspunsul, te rog. Pană de vulpe la părăriu. Răspunsul este greșit. Cum se spune corect? Pană de vulpe la pălărie sau pe pălărie? Răspuns, vulpe nu are pene, deci nicio variantă nu e corectă. Povoaca echipei cu numărul 3, Mădălina Brănici. Spune-mi, te rog, numărul. Răspunsul. În opera cărui scriitor întâlnim un cetățean turmentat? Răspuns, o scrisoare pierdută. Întrebarea nu era cine a scris opera, ci numele operei. Ce intră de trei ori în cuvântul femeie? Răspuns corect, litera E. În opera cărui scriitor întâlnim un cetățean turmentat? Răspunsul este corect. Povocul echipei cu numărul 3, te rog să citești, să spui răspunsul la întrebarea de cultură generală. Din Shakespeare. Răspunsul este corect. Întrebarea era din ce dramă provine monologul A fi sau a nu fi. Provine monologul A fi sau a nu fi. El a spus Shakespeare, răspunsul corect era Hamlet. Răspunsul tău? Îi acordăm puține secunde de gândire. Sun. Întrebarea numărul 9. Dacă stai cu fața spre est, ce punct cardinal ai în dreapta? Răspuns corect, sud. A, pe Ana. Răspunsul este greșit. Pe cine a gândit meșterul Manole în pereții mănăstirii Cozia? Răspuns corect, era niciuna. Nu în mănăstirea Cozia, zidit el, în mănăstirea Curtei de Argeș. Nu scria pe foaie, știu eu. Concurentul echipei cu numărul 4, Andrei Brico. Numărul, te rog. 12. Răspunsul? Lisa. În ce oraș italian se află celebrul înclinat? Răspuns corect, Pisa! Numărul de rolande? 10.
s-a dat? Good! Cum e... 10, nu? Cum iese un cal alb care intră în Marea Neagră? Good! Răspuns că da! Întrebarea este, de ce animal a fost crescut Romulus și Remus, fondatorii legendari ai Romei? Răspuns corect, lupul. Răspunsul tău este? Maria. Întrebarea este, tatăl Mariei are 5 fete, Ana, Irina, Nina și Alina. Cum o cheamă pe a cincea fată? Răspuns, Maria. Răspuns corect. Nu știu. Întrebarea era, care este cel mai mare copac din lume? Răspunsul era Sequoia gigantea. Vor prinde 3 șoareci în 3 minute, în cât timp 30 de pisici vor prinde 30 de șoareci? Răspunsul corect era 3 minute. Să-l aplaudăm! Răspunsul? Oaie! Care a fost prima ființă vie trimisă în spațiul cosmic? Răspunsul este greșit! Cățeaua Laica a fost prima. Răspunsul? Niciodată. Întrebarea numărul 8. În ce an Crăciunul și Anul Nou pică în același an? Întotdeauna. Mulțumim! Acum vă văd pe echipei cu numărul 6, Tudor Șapcă. Te rog, prima oară biletul al nostru. Numărul? Numărul 1. Răspunsul? Anul. Anul. Nu știu. Când își sărbătorește centenarul Colegiul Național cu Zavodă? Răspunsul este 2018. Îmi pare rău, răspuns greșit. Biletul galben acum, numărul? 12. Gata? În ultima zi. Un vânător a urmărit 3 zile un urs și în una din ele l-a împușcat. În care? Răspunsul este corect, ultima zi! Întrebarea era, în ce țară se află orașul Rio de Janeiro?
Răspunsul era Brazilia. Întrebarea era, particip la o cursă de alergare și îl depășești pe cel de pe locul 2. Pe ce poziție te afli? Răspunsul era 2. Un singur sărut. Veste-me a vestir mais.
Ciuperului, Smaranda Ciupilan și Călin Turcă! Echipa cu numărul 5, Mădălina Brănici și Adrian Creminte. Echipa cu numărul 4, Gianina Perușu și Andrei Prito. Spectatori, urmează ca dumneavoastră să decideți cine o să câștige titlurile de Miss și Mister Popularitate. Acum fiecare bobou va fi strigat. Va fi strigat pe rând și voi veți striga pentru favoritul dumneavoastră. Ioana? Teodora Pălie! Invităm bobocii să iasă în ordinea în care au intrat. Teodora Pălie și Răzvan Mocanu. Nu lăsa să se cumpără capul pe dorința de
Compusă de mine. Thank you.
Thank you.
3, la fete se acordă concurentei Cărăușul Gianila! Nu mă aud!
câștigătoarea locului întâi la fete este Ruxandra Rahane!